Felicitări Financial Intelligence pentru organizarea acestui eveniment. Ne simțim onorați să participăm în calitate de speaker și să povestim mai multe despre polițele de asigurare de risc cibernetic din portofoliul Leader Team Broker de asigurare. Anul 2020 a fost fără îndoială anul digitalizării în România, indiferent că vorbim despre firme mici sau multinaționale. Munca de acasă, schimbarea fluxurilor de lucru și strategiile de dezvoltare au determinat aproape toate organizațiile să implementeze soluții digitale. Digitalizarea aceasta masivă a atras însă și creșteri exponențiale a atacurilor cibernetice. De la mici firme de familie până la giganți, așa cum am văzut și în presă, au suferit atacuri cibernetice și respectiv de la câteva mii de euro până la milioane de euro. În consecință, tot mai multe firme din România au conștientizat poate importanța unei polițe de asigurare. Și din acest motiv, Leader Team, în parteneriat cu asiguratorii de pe piața Lloyd's, a creat pentru companiile din România primul produs de asigurare care acoperă absolut toate cheltuielile rezultate din atacul cibernetic, inclusiv plata amenzilor GDPR. Antevorbitorii mei au povestit destul de multe aspecte despre zona asta de amenzi GDPR și ce consecințe pot avea acestea în cadrul unei companii. Asigurarea de risc cibernetic este dedicată oricărei industrii, fie că vorbim despre companii de stat, fie că vorbim despre companii private. Voi aminti doar câteva industrii: telecomunicațiile, retail-ul, segmentul de servicii, partea de consultanță, domeniul financiar bancar, clinicile medicale, chiar foarte multe clinici au fost ținta atacurilor în ultima perioadă, dar chiar și domeniul IT&C. Am avut, spre surprinderea mea, discuții cu companii care se ocupă de partea de cyber security și chiar acele companii au avut atacuri cibernetice și au pierdut bani. Pentru companiile IT, pe lângă partea de cyber security pe care putem să oferim și această poliță de asigurare, putem să le dăm și o ofertă de răspundere profesională combinată. Vreau să subliniez faptul că un produs de asigurare este complementar măsurilor luate de companii privind întărirea infrastructurii IT. Nu trebuie din cadrul unei companii să lipsească teste de penetrare, de vulnerabilitate sau orice alte soluții de cyber management. Polița de asigurare este cumva o plasă de siguranță. Și dacă noi luăm toate aceste măsuri de risk management, trebuie să avem în vedere că există o serie de cheltuieli odată cu atacul cibernetic care vor fi neacoperite. De exemplu, refacerea datelor, refacerea infrastructurii, pierderea de profit pentru perioada de timp în care compania nu a reușit să funcționeze în parametrii normali, amenziile. Toate aceste lucruri pot fi acoperite de o poliță de asigurare și la niște costuri foarte decente, dacă punem în balanță riscul și cheltuiala pe care o putem avea în cazul unui atac cibernetic și costul pe care îl avem noi pe an pentru astfel de poliță. Vorbind mai concret, o astfel de poliță pleacă de la 1.500 de euro pe an și poate să difere în funcție de limita de acoperire, și aici noi putem să acoperim și limite mici de 100.000 de euro până la milioane, 10 milioane de euro, 50 de milioane de euro, în funcție de companie și nevoile pe care le are aceasta. Acum, legat de acest cost, nu știu, vom porni de la costul cel mai mic, de 1.500 de euro, putem avea o acoperire de 250.000 de euro. Asta ce înseamnă? Practic, noi, în momentul în care avem un atac cibernetic,
limita maximă pe care asiguratorul ne poate da sau ne poate ajuta, fie prin bani, fie la nivel de servicii, este cea de 250.000 de euro. Mergând mai departe pe zona de acoperit, ce acoperă această poliță de cyber risk? Ei bine, această poliță acoperă refacerea infrastructurii IT, furtul din conturile bancare, întreruperea activității și respectiv pierderea de profit, costuri de recuperare a datelor în urma atacurilor cibernetice, șantajul cibernetic, pentru că sunt anumiți infractori care cer evident și recompense, defăimarea, furtul de proprietate intelectuală, amenzile, încălcarea neintenționată a confidențialității, toate aceste elemente sunt absolut acoperite de poliția de cyber risk pe care o are Leader Team în portofoliu. Așa ca și concluzie din discuțiile cu clienții pe care echipa de vânzare a Leader Team Broker le-a tot avut pe parcursul anului și 2021 și 2020, peste 90% din clienții cu care am discutat au avut cel puțin un atac cibernetic care le-a generat costuri cam între 2.000 de euro și 500.000 de euro. Este un lucru alarmant și cumva trebuie să ne pună pe gânduri acest aspect. Iar ce trebuie reținut că o astfel de poliță de asigurare nu te ajută doar cu o sumă de bani pe care o primești tu într-un cont și te lasă pe cap cu o mulțime de alte probleme. Și această asigurare de cyber insurance identifică și ajută clientul din momentul în care a suferit atacul cibernetic, noi garantând un SLA de 30 de minute, o echipă specializată IT de cyber security o să ia legătura cu clientul, o să identifice problema, o să încerce să izoleze acea breșă de securitate și ulterior va ajuta clientul cu toată logistica necesară pentru a depăși atacul cibernetic. Dacă vorbim, de exemplu, despre o clinică medicală, unde clar că sunt multe date referitoare la clienți și în cazul în care atacul acesta a influențat foarte mult baza de clienți, noi putem să punem inclusiv un call center la dispoziția clinicii prin care să facă managementul acestei situații de criză. Una peste alta, o poliță de asigurare, așa cum spuneam, nu acoperă doar o sumă de bani, ci acoperă și o serie de servicii. Ea este complementară măsurilor de securitate pe care orice companie le are sau trebuie să le aibă în cadrul firmei. Și pentru mai multe detalii, cu mare drag vă stăm la dispoziție și vă invităm să vizitați site-ul nostru www.leaderteam.ro. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Acum câteva zile, prietenul unui prieten, că așa se află, a avut neșansa să calce într-un ransomware. Ok. Și compania lui nu este mică, efectele au fost foarte neplăcute pentru că i-a întrerupt practic activitatea și a cerut 2 bitcoin. Ok. 2 bitcoin e o sumă mare, înseamnă cam 120.000 de dolari, deci e o sumă importantă. Dacă ar fi avut asigurare, ați fi acoperit suma asta? Da, evident. Pe lângă faptul că acopeream și incidentul, efectiv, din momentul în care i s-a cerut acea recompensă, de multe ori firma nu știe ce are de făcut. Și atunci fie trebuie să subcontracteze o firmă specializată de IT, fie apelează la această poliță de asigurare. Iar această negociere cu hackerul nu se va purta de către client, pentru că el nu are competențele necesare. Și atunci asiguratorul, pe lângă această negociere cu hackerul,
poate acoperi inclusiv partea de recompensă, dar și toate, nu știu, informațiile care au fost scoase sau distruse în cadrul companiei. Acum depinde foarte mult și de ce limită ar fi avut această poliță de asigurare. Noi sugerăm clienților să pornească măcar de la o limită de 250.000 de euro, fiind cumva cheltuiala medie pentru o companie mijlocie în cazul unui atac cibernetic. Pe de altă parte, mie mi se pare soluția într-adevăr e bună pentru IMM. Pe de altă parte, se naște și o altă întrebare. Este bine să-i plătim răscumpărarea hackerului, pentru că el cu acei bani va face investiții în alte lucruri rele, ca să producă și alți bani. Adică e un trade-off aici, cred, un trade-off destul de sensibil. Dar stau și mă gândesc la situația unei companii unde un incident de tip a intrat un virus, a șters baza de date. Cât de important ar fi o astfel de poliță, pentru că el n-ar avea nicio variantă decât, mă rog, să scoată banii de la bancă, să investească, dar poate nu-i are atunci, poate nu are acei bani, poate nici nu găsește o soluție. Veniți și acoperiți o zonă foarte importantă, cred că e o zonă cu risc mare, pentru că niciodată un sistem nu va fi 100% sigur din punct de vedere IT, pentru că altfel n-am avea bănci mari sparte, n-ar fi spartă NASA, n-ar fi spart nimeni la NATO. E clar că nimic nu poate fi perfect din punctul ăsta de vedere. Deci e un risc important. E bine că sunteți pe piață și cred că împreună cu o firmă de securitate cibernetică ați face un pachet complet. Noi chiar avem multe firme care ne promovează, inclusiv de securitate cibernetică, pentru că ei înțeleg mult mai bine produsul nostru și faptul că este complementar serviciilor lor. Că nu vreau să considere cineva că dacă o companie nu ia nicio măsură de siguranță, își face polița de asigurare și asiguratorul să-l acopere, nu, nici de cum. Fiecare asigurator o să evalueze dacă clientul este acceptat sau nu în asigurare în funcție de securitatea pe care o are în companie. Iar referitor la etică și la finanțarea, să zicem, hackerului, lucrurile nu sunt albe sau negre. La compania de asigurări, cel puțin cu care lucrăm noi, are o echipă de Cyber Security și Cyber Incident Response Team, din care fac parte hackerii albi. Poate ați auzit, sunt hackerii negri și hackerii albi, respectiv cei buni. Hackerul alb o să vadă și o să pună în balanță dacă are sens să plătească sau nu această răscumpărare, pentru că compania sau asiguratorul o să-și asume, în cazul în care nu plătește, toate costurile de refacere. Noi nu o să, sau asiguratorul nu o să încurajeze, plătim recompensa și gata, scăpăm de toată această situație, ci întotdeauna se pune într-un echilibru ce ar însemna în cazul în care nu plătim și chiar dacă plătim, clar că oamenii noștri care sunt specializați vor ști dacă clientul are sau nu are șansă să-și recupereze baza de date sau informația pierdută. Așa este, într-adevăr, pentru că unii degeaba plătesc că nu vor primi niciodată datele înapoi. Vă mulțumesc mult, vă doresc mult succes. E o nișă în care e nevoie de jucători și sper că piața să înțeleagă lucrul ăsta cât se poate de repede. Sigur, mulțumim și noi și mult succes vă dorim și dumneavoastră. O zi frumoasă!